Sfântul Ioan Damaschin. Sfântul Ioan Damaschin, vestitul dogmatist al Bisericii Ortodoxe de la sfârșitul epocii patristice, își are acest nume de la orașul Damasc, în care s-a născut pe la începutul celei de-a doua jumătăți a veacului VII, dintr-o familie nobilă și bogată, în care se moștenise din tată în fiu o înaltă dregătorie a statului sarazinilor. Tatăl său, Sergie, era sfetnic al califilor din acest oraș, știind să folosească influența sa la curtea califilor în favoarea creștinilor. El a putut da astfel fiului său o educație aleasă, angajând ca preceptor al lui și al fiului său adoptiv Cosma pe un călugăr cu numele Cosma, originar din Italia, răscumpărat din robia sarazină. După moartea tatălui său, ocupă și Ioan același post până pe la 718, când califul Omar al II-lea, pornind o persecuție împotriva creștinilor, îl sili și pe el să părăsească postul după ce a refuzat să se facă mahomedan. Împărțindu-și averea săracilor, Ioan Damaschin se retrase în mănăstirea Sfântul Sava de lângă Ierusalim. Cultura și originea sa aleasă îl făcură sfetnic al patriarhului Ioan al V-lea Ierusalimului, care îl hirotonește preot și îl însărcinează să predice în Biserica Sfintei Învieri din Ierusalim. Când împăratul Leo Isaurul publică la 726 edictul său împotriva icoanelor, patriarhul Ioan al V-lea Ierusalimului îl roagă pe Ioan Damaschin să ia apărarea sfintelor icoane. Sfântul Ioan ia condeiul și scrie unul după altul cele trei tratate contra celor care atacă sfintele icoane. Dar nu se mulțumește numai cu scrisul, ci luptă în tot felul. Ia parte la sinodul anti-iconoclast al episcopilor orientali, în care are un rol principal. Lupta sa contra iconoclasmului se poate asemăna cu lupta lui Atanasie contra arianismului. Notă Dumitru Fecioru, introducere la dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, București, 1938, pagina 21. El a dat loviturile cele mai grele acestei erezii, de aceea sinodul iconoclast de la 754 aruncă asupra lui patru anateme, pe când asupra patriarhului German al Constantinopolului, 715-730, și Gheorghe din Cipru, numai câte una. Dar activitatea de teolog a Sfântului Ioan Damaschin nu s-a manifestat numai în scrierile despre icoane, ci și în multe alte lucrări de mare însemnătate. Cea mai vestită opera lui este însă, pe lângă tratatele despre sfintele icoane, trilogia intitulată Izvorul Cunoștinței. Partea întâi a acestei lucrări se numește Capitole Filozofice, având drept conținut principal o ontologie aristotelică. Partea a doua tratează despre erezii, expunând în 103 capitole o istorie a ereziilor până la el, iar partea a treia și cea mai importantă cuprinde subtitlul Expunerea exactă a credinței ortodoxe, dogmatica bisericii creștine. Această dogmatică este opera care, alături de tratatele despre sfintele icoane, va perpetua numele Sfântului Ioan Damaschin de-a lungul întregii istorii a bisericii. Ea este expunerea clasică a învățăturii de credință a bisericii, autoritatea necontestată pe care o vom întemeia în toate timpurile teologii ortodoxi. Ceea ce dă dogmaticii lui Damaschin această autoritate neumbrită e nu vreo originalitate de gândire a autorului, ci felul admirabil cum a reușit el să concentreze și să sistematizeze învățătura sfinților părinți în ceea ce au ei în comun și unanim. Marele talent și spirit echilibrat al Sfântului Ioan Damaschin se arată în faptul că a știut să aleagă totdeauna din abundența gândirii patristice definițiile care își câștigaseră o circulație mai generală, pe cele care ele însă le aveau o formă mai generală, mai rezumativă, lăsând la o parte formele nuanțate, detaliile, analizele prea adânci. Fără îndoială, Sfântul Ioan Damaschin a fost un spirit extraordinar de sistematic și de disciplinat. Dintr-un material străin, folosit aproape literal, după o riguroasă selecție, a izbutit să ne dea totuși o operă unitară. De la Sfântul Ioan Damaschin mai avem o serie de alte scrieri de cuprins dogmatic, alcătuite adeseori la cererea unor personalități ale timpului. Apoi un număr de omilii, de comentarii la epistolele Sfântului Pavel și de cântări bisericești, despre care Suidas, secolul al XI-lea, spune că n-au fost egalate și nici nu vor fi cât va fi lumea și pământul, lexicon grece, elatine. Sfântul Ioan Damaschin ne-a lăsat și câteva mici scrieri ascetice și anume. 1.
despre Sfintele Posturi, ce se ocupă în special cu durata posturilor bisericești. 2. Despre cele 8 duhuri ale răutății, adică despre cele 8 patimi, cu referire deosebită la viața monahală. 3. Despre virtuți și păcate, înrudite cu cea dinainte, dar adresată unor cercuri mai largi. În filocalia greacă e tipărită cea din urmă. Pe aceasta o dăm și noi tălmăcită în paginile ce urmează. Aceste scrieri ascetice se caracterizează și ele prin însușirile întregului scris al Sfântului Ioan Damaschin, adică prin rezumarea ideilor celor mai comune, mai generale, mai răspândite în obștea bisericească. Astfel, toată viața și-a închinat-o Sfântul Ioan Damaschin luptei pentru apărarea și lămurirea credinței și strădanilor de desăvârșire. El moare la anul 749 în mănăstirea Sfântul Sava. Despre mormântul și chilia lui vorbesc toți pelerinii care au vizitat această mănăstire. Ale celui dintre sfinți, părintele nostru Ioan Damaschin, cuvânt minunat și de suflet folositor. Trebuie să se știe că omul fiind îndoit, adică constând din suflet și din trup, îndoite are și simțurile și virtuțile acestora. Și 5 sunt ale sufletului și 5 ale trupului. Simțurile sufletești, pe care înțelepții le numesc și puteri, sunt acestea: mintea, cugetarea, părerea, închipuirea și simțirea, iar cele trupești, vederea, mirosul, auzul, gustul și pipăitul. Din această pricină, îndoite sunt și virtuțile lor, îndoite și păcatele, încât e cu trebuință ca tot omul să știe limpede câte sunt virtuțile sufletești și câte cele trupești, și care sunt iarăși patimile sufletești și care cele trupești. Virtuți sufletești zicem că sunt, mai întâi, aceste 4 cele mai generale, care sunt bărbăția, prudența, cumpătarea și dreptatea. Din acestea se nasc virtuțile sufletești: credința, nădejdea, dragostea, rugăciunea, smerenia, blândețea, îndelunga răbdare, suferirea răului, bunătatea, nemânierea, cunoștința dumnezeiască, neiuțimea, simplitatea, netulburarea, nefățărnicia, neînfumurarea, nemândria, nepismuirea, neviclenia, neiubirea de argint, compătimirea, milostenia, generozitatea, neîntristarea, străpungerea inimii, sfiala, evlavia, dorința bunurilor viitoare, dorul după împărăția lui Dumnezeu, poftirea înfierii. Iar virtuți trupești, mai bine zis, unelte ale virtuților care se nasc într-o cunoștință și după Dumnezeu și duc pe om afară de orice fățărie și dorință de a plăcea oamenilor, la înaintarea în smerenie și nepătimire, sunt acestea: înfrânarea, postul, foamea, setea, privegherea, starea de toată noaptea, plecarea deasă a genunchilor, neînvăierea, mulțumirea cu o singură haină, mâncarea uscată, mâncarea târzie, mâncarea puțină, băutura de apă, culcarea pe pământ, sărăcia, neaverea, austeritatea, neîmpodobirea, neiubirea de sine, singurătatea, liniștea, neieșirea din casă, lipsa, mulțumirea cu ce ai, tăcerea, procurarea celor de trebuință prin lucrul mâinilor, toată reaua pătimire și nevoința trupească și alte asemenea. Toate acestea sunt cât se poate de necesare și de folositoare când trupul e sănătos și tulburat de patim trupești. Iar dacă e neputincios și cu ajutorul lui Dumnezeu a biruit acestea, nu sunt așa de necesare, întrucât sfânta smerenie și rugăciune întregesc toate. Notă: filocalia greacă are euharistie în loc de rugăciune. Când ochiul sufletului sau mintea e întunecat de acestea 3, e luat apoi în stăpânire de toate patimile care sunt acestea: nevlavia, credința strâmbă sau toată erezia, blasfemia, iuțimea, mânia, amărăciunea, înfurierea năprasnică, ura de oameni, pomenirea răului, vorbirea de rău, osândirea, întristarea fără temei, frica, lașitatea, cearta, rivalitatea, pisma, slava deșartă, mândria, fățărnicia, minciuna, necredința, zgârcenia, iubirea de materie, împătimirea, afecțiunea pentru cele pământești, trândăvia, micimea de suflet, nemulțumirea, cârtirea, înfumurarea, părerea de sine, trufia, îngânfarea, iubirea de stăpânire, dorința de a plăcea oamenilor, viclenia, nerușinarea, nesimțirea, lingușirea,
înșelăciunea, ironia, duplicitatea, învoirea cu păcatele, părții pătimașe și gândirea deasă la ele, rătăcirea gândurilor, iubirea de sine care e maica și rădăcina tuturor relelor, iubirea de argint, reaua nărăvire și răutatea. Iar patim trupei sunt lăcomia pântecelui, nesăturarea, desfătarea, beția, mâncarea pe ascuns, iubirea de plăceri felurite, curvia, preacurvia, desfrâul, necurăția, amestecarea sângelui sau incestul, stricarea pruncilor, împreunarea cu dobitoacele, poftele rele și toate patimile urâte și potrivnice firii, furtul, jefuirea celor sfinte sau sacrilegiul, hoția, uciderea, orice moleșie trupească și bucurie, de voile trupului, mai ales când trupul e sănătos, ghicirile de scântecele, farmecele, prezicerile, iubirea de podoabe, ușurătatea, moliciunile, înfrumusețările, vopsirea feței, pierderea vremii, umblarea fără rost, jocurile de noroc, reaua și pătimașa întrebuințarea lucrurilor dulce ale lumii, viața iubitoare de trup care, îngroșând mintea, o face pământească și dobitocească, și nu o lasă niciodată să tindă spre Dumnezeu și spre lucrarea virtuților. Iar rădăcinile tuturor patimilor acestora și, cum ar zice cineva, cele din tâi pricini ale lor sunt iubirea de plăcere, iubirea de slavă de șartă și iubirea de argint din care se naște tot răul. Notă. Marcu Ascetul despre legea duhovnicească, capitolul 105, Filocalia Românească, volumul 1, ediția a doua, pagina 239. Dar nu săvârșește omul niciun păcat dacă nu-l biruie și nu-l iau în stăpânire mai întâi acești uriași puternici, cum zice prea înțăreptul între asceți, Marcu, adică uitarea, nepăsarea și neștiința. Marcu Ascetul, epistola către Nicolae. Iar pe acestea le naște plăcerea, odihna, iubirea slavei de la oameni și împrăștierea. Dar pricina cea din tâi a tuturor acestora, și așa zicând maica cea mai rea lor, este, cum am zis, iubirea de sine sau iubirea nerațională de trup și alipirea pătimașă de el. Iar împrăștierea și moleșirea minții, împreună cu alunecarea la glume și la vorbe de rușine, pricinuiesc multe rele și căderi, ca și îndrăzneala și râsul. Dar înainte de toate acestea, trebuie să știm că iubirea pătimașă de plăcere este de multe feluri și de multe forme, și multe sunt plăcerile care amăgesc sufletul, când nu se întărește prin trezvie, într-o frica de Dumnezeu, și în dragoste de Hristos, îngrijindu-se de lucrarea virtuților, căci se ivesc nenumărate plăceri care atrag la ele ochii sufletului, cele ale trupurilor, cele ale avuției, ale dezmierdării, ale slavei, ale nepăsării, ale mâniei, ale stăpânirii, ale iubirii de argint, ale zgârcenii. Toate se înfățișează amăgitor, cu arătări strălucite și plăcute, în stare să atragă pe cei vrăjiți de ele, care nu iubesc cu putere virtutea, și nu rabda sprimea ei, căci aproape toată afecțiunea pământească și împătimirea de ceva din cele materiale naște plăcere și desfătare în cel împătimit și nebunește și vată mă închip pătimaș partea poftitoare a sufletului, întrucât supune pe cel biruit iuțimii mâniei, întristării și ținerii mintea răului când e lipsit de ceea ce dorește. Iar dacă împreună cu împătimirea mai stăpânește pe om și o mică obișnuință, îl face pe cel stăpânit de ea să fie dus pe nesimțite, până la capătul acestei împătimiri neraționale, pentru plăcerea ascunsă în ea, căci plăcerea poftei e de multe feluri, cum s-a spus mai înainte, și nu se satisface numai prin curvie și prin altă desfătare trupească, ci și prin celelalte patini, odată ce și neprihanirea stă nu numai în oprirea de la curvie și de la celelalte plăceri, de sub pântece, ci și în înstrăinarea de celelalte plăceri. De aceea desfrânat este și iubitorul de avuții, iubitorul de argint și zgârcitul, căci precum acela iubește trupurile, așa și acesta avuțiile, ba este cu atât mai desfrânat acesta, cu cât nu are o așa de mare silă de la fire care să-l împingă. De fapt, vizitiu nedestoinic ar fi socotit cu adevărat nu acela care nu poate stăpâni un cal nărăvaș și a nevoie de strunit, și acela care nu-și poate supune pe unul blând și mai supus, dar e vădit în tot felul că pofta de avuție de prisos și nu după fire, neavându-și puterea într-o silă a firii, ci în voia liberă ce are. De aceea nu are scuză cel ce păcătuiește, lăsându-se birui de aceasta cu voia. Astfel trebuie să cunoaștem limpede că iubirea de plăcere nu se mărginește numai la desfătare și la bucuria de trupuri,
ci se arată în tot chipul și prin tot lucrul, iubit de voia liberă a sufletului și prin toată împătimirea. Dar ca să fie cunoscute și mai limpede patimile după cele trei părți ale sufletului, am socotit să adăugăm pe scurt și acestea. Sufletul se împarte în trei, în rațiune, iuțime și poftă. Păcatele din rațiune sunt acestea: necredința, erezia, nebunia, hula sau blasfemia, nemulțumirea, încuvințările păcatelor care se ivesc din partea pătimitoare. Iar tămăduirea și leacul acestor rele este credința neîndoioasă în Dumnezeu și în dogmele adevărate, neînșelătoare și ortodoxe, cugetarea neîncetată la cuvintele Duhului, rugăciunea curată și neîncetată și mulțumirea către Dumnezeu. Păcatele iuțimii sunt acestea: cruzimea, ura, necompătimirea, pomenirea răului, pisma, uciderea și cugetarea necontenită la unele ca acestea, iar tămăduirea și leacul lor, iubirea de oameni, dragostea, blândețea, iubirea de frați, compătimirea, suferirea răului și bunătatea. Păcatele părții poftitoare sunt acestea: lăcomia pânteciului, nesăturarea, beția, curvia, preacurvia, necurăția, desfrânarea, iubirea de avuții, pofta de slavă, de șartă, de bani, de bogăție și de plăcerile trupești. Iar tămăduirea și leacul lor, postul, înfrânarea, reaua, pătimire, neaverea, împărțirea averilor la săraci, dorința bunurilor viitoare nemuritoare, dorul după împărăția lui Dumnezeu și poftirea înfierii. Dar trebuie să punem și diagnoza gândurilor pătimașe prin care se săvârșește tot păcatul. Gândurile în care se cuprind toate păcatele sunt 8: al lăcomiei, pânteciului, al curviei, al iubirii de argint, al mâniei, al întristării, al trândăviei, al slavei de șarte și al mândriei. Ca aceste 8 gânduri să ne tulbure sau ca să nu ne tulbure, nu atârnă de noi, dar ca să stăruiască sau ca să nu stăruiască, sau ca să stârnească patimile sau ca să nu le stârnească, atârnă de noi. Altceva este adică momeala sau atacul, altceva însoțirea, altceva lupta, altceva patima, altceva învoirea sau consimțirea, care e aproape de faptă și se aseamănă ei, altceva lucrarea și altceva robirea. Momeala este gândul adus simplu în minte de vrăjmașul, ca de pildă: fă aceasta sau aceea, cum i-a zis Domnului și Dumnezeului nostru, zi ca să se facă pietrele acestea pâini. Matei 3:4. Aceasta, cum s-a spus, nu atârnă de la noi. Însoțirea este primirea gândului strecurat de vrăjmaș, preocuparea cu el și convorbirea plăcută a voii noastre cu el. Patima este deprinderea cu gândul strecurat de vrăjmaș, care se naște din însoțire, și învârtirea necontenită a cugetării și a închipuirii în jurul lui. Lupta este împotrivirea cugetării, fie la stingerea patimii din gând sau a gândului pătimaș, fie prin învoire, cum zice apostolul, căci trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, și aceștia se împotrivesc unul altuia. Galateni 5:17. Luarea în robie este ducerea silnică și fără voia inimii, stăpânită de prejudecată și de o delungată obișnuință. Învoirea este consimțirea cu patima din gând, iar lucrarea însă și împlinirea cu fapta gândului pătimaș încuvințat. Deci cel ce cugete nepătimaș de la început sau respinge prin împotrivire și cercetare momeala, a tăiat dintr-o dată toate cele ce urmează. Lăcomia pânteciului este stinsă prin înfrânare, curvia prin dorul dumnezeiesc și prin dorința bunurilor viitoare, iubirea de argint prin compătimirea celor săraci, mânia prin dragostea față de toți și prin bunătate, întristarea lumească prin bucuria duhovnicească, trândăvia prin răbdare, stăruință și mulțumire către Dumnezeu, slava deșartă prin lucrarea ascunsă a poruncilor și prin rugăciunea necontenită într-o zdrobire a inimii, mândria prin aceea că nu judecăm și nu disprețuim pe nimeni, cum a făcut fariseul, ci ne socotim pe noi ca pe cei mai de pe urmă dintre toți. Slobozită astfel mintea de patimile amintite și înălțată de Dumnezeu, de aici înainte trăiește viața fericită, primind dar buna Duhului Sfânt. Și plecată de aici, cu nepătimire și cunoștință adevărată, se înfățișează înaintea lumii Sfintei Trăimi, împreună cu Sfinții Îngeri, primind lumina pentru veacurile nesfârșite. Sufletul având deci trei părți, precum s-a arătat mai înainte, căci trei sunt părțile lui: rațiunea, iuțimea și pofta, dacă în iuțime este dragoste și iubire de oameni și în poftă, curăție și neprihănire, rațiunea este luminată. Iar dacă în iuțime este ură de oameni și în poftă desfrânare, rațiunea este întunecată.
Deci rațiunea atunci este sănătoasă și cumpătată și luminată, când are afectele supuse și contemplă rațiunile făpturilor lui Dumnezeu, duhovnicește sau curat, și înălțată către fericita și sfânta trăime. Iar iuțimea atunci se mișcă după fire, când iubește pe toți oamenii și nu are față de niciunul dintre ei supărare sau pomenire de rău. În sfârșit, pofta, când a omorât patimile prin smerită cugetare, înfrânare și neavere, când adică a omorât plăcerea trupului, dorința după avuție și după slava trecătoare, și s-a întors pe dragostea dumnezeiască și nemuritoare. Căci pofta spre acestea trei își are mișcarea. Sau spre plăcerea trupului, sau spre slava deșartă, sau spre câștigarea de avuție. Iar prin dorința aceasta nesocotită, disprețuiește pe Dumnezeu și poruncile lui dumnezeiești, uită de nobila sau bârșie dumnezeiască, se sălbăticește față de aproapele, își întunecă rațiunea și nu mai lasă să privească spre adevăr. Dar cel ce a câștigat un cuget mai presus de acestea, se împărtășește încă de aici, cum s-a zis, de împărăția cerurilor și trăiește viața fericită în așteptarea fericirii rânduite celor ce iubesc pe Dumnezeu, de care și noi să ne învrănicim prin darul, harul Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Trebuie să se știe și aceasta, că nu se poate ajunge la măsura niciunei virtuți dacă nu se sârguiește cineva toată viața cu toată puterea spre dobândirea ei prin osteneală încordată și prin grija de făptuire de pildă, de milostenie, de înfrânare, de rugăciune, de dragoste sau de vreuna din virtuțile generale. De fapt, fiecare se îndălenicește cu vreuna din aceste virtuți în parte. De pildă, unul săvârșește milostenie o vreme oarecare, dar îndălenicindu-se numai puțintel cu aceasta, nu putem zice de el că este milostiv propriu-zis, mai ales că nu săvârșește bine și în chip plăcut de Dumnezeu ceea ce săvârșește. Că nici binele nu e bine când nu se lucrează bine, ci e bine cu adevărat când nu-și așteaptă ca plată pentru aceasta sau aceea plăcerea de la oameni, de pildă bunul nume sau slava de la ei, nici nu se face din lăcomie sau nedreptate, fiindcă Dumnezeu nu caută la binele ce se face și pare că e bine, ci la scopul pentru care se face. Că-ți spun și de Dumnezeu purtătorii părinți, că atunci când mintea uită scopul evlaviei, fapta văzută a virtuții ajunge fără rost. Căci cele ce se fac, fără dreapta socoteală și fără scop, nu numai că nu folosesc la nimic, chiar dacă sunt bune, ci și vatămă. Precum se întâmplă deopotrivă cu cele ce parcă sunt rele, dar se fac în scopul cinstirii de Dumnezeu, cum e de pildă fapta celui ce intră într-o casă de desfrâu ca să scape de la pieire o femeie pierdută. De aici evădic că nu e milostiv cel ce s-a îndălenicit puțin cu milostenia, nici înfrânat cel care a făcut la fel cu înfrânarea, ci cel ce s-a îndălenicit cât mai mult și toată viața lui de plin cu această virtute, folosindu-se de dreapta socoteală fără greșeală. Căci mai mare decât toate virtuțile este dreapta socoteală, care e împărăteasa și virtutea virtuților. Precum iarăși în cazul celor dimpotrivă, nu numim desfrânat sau bețiv sau mincinos pe cel ce a alunecat odată în vreuna din acestea, ci pe cel ce a căzut de foarte multe ori și rămâne neîndreptat. Pe lângă cele spuse, mai trebuie să se știe, mai ales aceasta, care e de mare trebuință tuturor celor ce râvnesc să dobândească virtutea și să sârguiesc, să ocolească păcatul. Cu cât e sufletul neasemănat mai bun decât trupul și mai distins și mai cinstit în multe și foarte însemnate privințe, cu atât sunt și virtuțile sufletești mai bune decât cele trupești, mai ales cele ce imită pe Dumnezeu și poartă nume dumnezeiești. Cu totul dimpotrivă trebuie să socotim despre păcatele sufletești, că se deosebesc de patimile trupești în ce privește efectele lor și pedeapsa lor, măcar că acest lucru îl uită mulți, fără să știu cum. Beția, curvia, preacurvia, furtul și cele apropiate acestora, oricât sunt de urâte la arătare celor evlavioși și celor ce fug de ele, sau le pedepsesc, nu pricinuiesc atâta durere celor ce stăruiesc în ele fără să se îndrepte, în comparație cu patimile sufletești, care sunt cu mult mai rele și mai grele ca acelea și care duc la starea dracilor și la osânda veșnică, rânduită acelora pe cei stăpâniți de ele. E vorba de pismă, de pomenirea răului, de răutate, de învârtoșare și de iubirea de argint, care e rădăcina tuturor relelor după apostol și de cele asemenea. 9.
ultimele două aliniate nu se află în textul din PG. Am înfățișat acestea în chipul acesta simplu, după neînvățătura noastră, schițând un cuvânt lămurit și ușor, de supra-privit, despre virtuți și patimi, ca să poată judeca și cunoaște cineva ușor deosebirea și împărțirea lor din lămurirea amănunțită a lor. Pentru aceasta am înfățișat toate felurile și formele fiecăreia, ca să se cunoască de ei cu putință fiecare virtute și păcat. Și așa pe cele din tâi să le atragem spre noi, adică virtuțile, și mai ales pe cele sufletești, prin care ne apropiem de Dumnezeu, iar păcatele să le ocolim cu toată puterea, fugind de ele. Căci fericit cu adevărat este cel ce caută virtutea și se delănicește cu ea și cercetează cu grijă tot ce este virtute, apropiindu-se prin ea de Dumnezeu și unindu-se cu el în minte, fiindcă în aceasta stă cu adevărat prudența, bărbăția, înțelepciunea, cunoștința nemincinoasă și bogăția, ce nu poate fi răpită, în a sui la vederea sau contemplarea făcătorului prin virtutea cu fapta. Căci areti, sau virtutea, vine de la ere, este a alege, pentru că este aleasă și voită, deoarece noi facem binele, alegându-l și voindu-l, nu fără sfat și de silă. Iar prudența vine de la a purta în minte cele de folos. Iar dacă vrei să adăugăm acestui cuvânt simplu, ca o pecete de aur, puține lucruri și despre chipul și asemănarea celei mai cinstite dintre toate făpturile lui Dumnezeu. Numai omul, această viețuitoare mentală și rațională, este dintre toate după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Tot omul se zice că este după chipul lui Dumnezeu pentru demnitatea minții și a sufletului, adică pentru necuprinsul, nevăzutul, nemurirea și libertatea voii, ca și pentru însușirea de stăpânitor, născător de prunci și ziditor. Iar după asemănare este pentru rațiunea virtuții și a faptelor noastre, care imită pe Dumnezeu și poartă nume dumnezeiesc, adică pentru dispoziția filantropică față de cei din neamul omenesc, pentru îndurarea, mila și dragostea aproapelui și pentru compătimirea arătată altora. Fiți milostivi, zice Hristos Dumnezeu, precum și Tatăl vostru cel ceresc, milostiv este. Luca 6:36. După chipul îl are orice om, căci Dumnezeu nu se căiește de darurile sale, dar după asemănarea o au foarte puțin și numai cei virtuoși, sfinții și cei ce imită pe Dumnezeu în bunătate, pe cât e cu putință oamenilor. Fie ca să ne învrednicim și noi de iubirea lui de oameni mai presus de bunătate, bine plăcându-i prin faptele noastre cele bune și făcându-ne următori celor ce din veac bine au plăcut lui Hristos. Ca lui este mila și lui se cuvine slava, cinstea, închinăciunea, împreună cu cel fără de început al său părinte și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul său Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.